șapte lucruri importante în realizarea unui roi artificial de albine. Salutare, oameni buni! În acest video îmi parcurge împreună un scurt interviu cu Nicu Timofte, apicultor român din zona Lionului, iar în partea a doua vom trece la muncă. Avem 20 de regine în cușcă, așa că vom realiza roiuri. 1 iunie? Hey, bună ziua! Mulțumesc! 1 iunie 2019, Franța, undeva în zona Lionului. Facem filmare într-o supina unui apicultor român. Ne aflăm aici și aici sau cum acum în floare. Interesant fenomen. Să văd dacă eu pot focaliza sus pe el. Acum dă floare. Deși Lion s-a terminat, aici pe masivul acesta acum dă floare. Îl salut pe domnul Nicu, vă salut și pe dumneavoastră, domnul Nicu e gazda, stupina dânsului de aici. Cum promiteam și aseară în live, astăzi o să facem mică filmare de aici, o să avem ca activitate a face un număr de roiuri. Familiile sunt pe diverse nivel, văd și acolo cu 3 corpuri, dar văd și cu 2 corpuri. Cele mici sunt roiurile luate de tine a noastră. Da, 10 roiuri. 10 roiuri. Nicu, ne-am văzut în emisiune, ne bucurăm să ne vedem față în față. Și eu mă bucur enorm. Așa. Bine venit în Franța. Bine te-am găsit. Totul e bine francezi. Băi, foarte bine, foarte bine. Și mai ales românii din Franța au primit. Toți apicultorii din România. Le transmit cu toate pline. Vremea a fost un pic critică și aici în Franța. A fost săptămâna trecută 2 zile de frig. Floarea la saltumă a îngălbenit. Și văd că acum iară înfurește, circurește acum, sperăm să avem ceva cules. O să vină castanul imediat. E casta, tăi nu ai aici. Tăi pădurelul de tăi. Aha, ai și pădurice de tăi. Da, aici în spate am avut la care de până în jardin, până în o localitate, partea aia ne saltăm. Partea asta are vreo 2 km de saltăm în partea aia, în dreapta. Zona melifera e foarte bună. Super! Felicitări, Nicu! Oameni dragi, vă lăsăm că noi ne apucăm de treabă. Trebuie să ne apucăm să vedem familiile din care facem roi. Așa că v-am salutat. Poate lăsăm camera să ne filmeze așa din spate, să facem treaba, dar... Dar care sunt etapele pentru a realiza activitatea cu succes? Așa că trecem la evaluarea familiilor de albine pentru a vedea, a evalua capacitatea de a dona material biologic. Urmărim ramele cu puiet căpăcit, ramele de miere, dar și ramele cu puiet larval. În funcție de resursa biologică, vom decide pe câte rame de puiet căpăcit vom forma roiurile. Punctul de plecare este o ramă de miere, o ramă de puiet căpăcit și o ramă de acoperire. Pe asemenea structură vom scutura albina doică care să acopere cele 3 rame. O asemenea structură minimă este suficientă pentru a porni roiuri cu regine împerecheate. Oare un asemenea roi poate deveni unitate care să treacă iarna? Iată cum vom proceda ca să dezvoltăm roiul. În câteva zile, vor recloza albine de pe rama de puiet căpăcit, iar regina va avea spațiu pentru a ponta. În acest moment vom veni cu o ramă cu puiet căpăcit și o ramă de oat pentru a crea spațiu pentru regina. Astfel, avem un roi pe 5 rame. Din acest moment, putem veni cu o ramă la clărit. 7 lucruri importante în realizarea unui roi artificial de albine. 1. Roiul artificial se constituie cu o regină împerecheată. Regina virgină sau vodka
nu doar că va produce o întârziere în dezvoltarea rolului, dar și riscul de pierdere la împerecherea reginei. Astfel, eliminăm riscul de a avea o pierdere economică importantă. 2. Pentru acceptarea reginei, este necesar a introduce starea de orfan. Prezența ouălor sau a larvelor va permite albinelor să își crească propriile boci, așa că vom folosi rame doar cu puiet căpăcit. 3. Utilizăm stația intermediară, o cutie de 6 până la 10 rame, în care organizăm ramele de hrană și puiet căpăcit și colectăm albina doică de pe ramele cu puiet larval. Aici albinele nu vor revendica proprietatea și astfel foarte repede vor realiza coeziune. După 2-3 ore, albinele lucrătoare colectate în stația intermediară au părăsit structura. Acum avem doar albine doică cu care realizăm rolurile. 4. Rama de hrană este de dorit să fie cu o ramă cu puiet și miere necăpăcită. Acestea constituie resursa pentru roiuri. 5. Roiul proaspăt format nu poate procesa siropul, așa că trebuie hrănit cu polen și miere necăpăcită. Fiind constituit pe o structură de albine doică, roiul adoră turta superproteică. 7. În prima săptămână de la formare, roiul nu are capacitatea de recoltare, nectar sau de a crește rame, așa că dezvoltarea lui se face cu o ramă de puiet căpăcit, o ramă de hrană și cu o ramă pentru ouat. Acestea sunt 7 lucruri importante de ținut seama atunci când facem roiuri. Albina nu se recunoaște stăpânul, nu? Da. S-a întors la tine. Suntem în Franța și am format un roi cu albina din România. Cât am făcut? 30? 28, 29 de roi. 20 cu alea, ce am făcut rândul ăla, 28 de roi. Poate, trebuie să mă eliberam toată energia. Ce facem, ne dăm acum sau vine mai? Să vin mai târziu.
Nu. Chiar pe serate. Dar care sunt etapele pentru realizarea cu succes activității? În funcție de resursa biologică vom decide câte rame de puiet căpăciți vom forma roiurile. Roiul proaspăt format nu poate procesa siropul, așa că trebuie hrănit cu miere real. Fiind constituit pe o structură de albină doică, roiul adoră turta superproteică.